Bine ați venit la un nou video pe Parfumului 35, în cazul în care sunteți noi sau tu cel care mă urmărești, în cazul în care ești nou, nu uita să te abonezi, apasă pe butonul ăla de subscribe și pornește și notificările, iar tu cel care deja ești abonat al acestui canal, împărtășește acest video și cu prietenii tăi și verifică și tu dacă ai notificările pornite ca să primești o notificare de fiecare dată când eu postez. Bun, astăzi, așa cum a citit și în titlu, o să vă vorbesc un pic despre parfumurile mele în variantă de Discovery Kit. Și deci, astăzi o să vă vorbesc despre Discovery Kit-urile mele de la diversele case de parfumuri. Și o să încep cu un Discovery Kit pe care l-am de un an de zile, chiar săptămâna asta se face un an de zile. L-am primit anul trecut, este de la Floral Street. Eu v-am vorbit despre el și atunci. Îmi doream foarte mult să testez parfumurile de la Floral Street. Îmi doream neapărat să testez unul care nu se găsește în acest Discovery Kit. Însă, acest Discovery Kit în sine m-a salvat de la am cumpăra alandala la niște parfumuri care credeam că îmi plac pe hârtie, pentru că ingredientele pe care le aveau arătau super fain, sau mă gândeam eu în capul meu, combinația era super faină și de fapt nu a fost nici pe departe așa. Și acest Discovery Kit de la Floral Street cred că costă, acum se găsește și la noi în Sephora, costă sub 100 de lei, sunt 2, 4, 6, sunt 8 parfumuri din gamele lor, dar în fine, ca să înțelegeți, în prima fază, eu când am descoperit brandul Floral Street, îmi doream foarte mult să am Peony Wonderland, sau Wonderland Peony, este acesta. Wonderland Peony este, cum îi spune și numele, un parfum care are bujor în el, este un parfum foarte ușor, foarte feminin și eu mă gândeam că ăsta îmi va plăcea cel mai mult. Însă, testându-l, mi-am dat seama că nu. Nu este nici pe departe ceva ce eu îmi doream, însă primul parfum pe care eu l-am luat, pentru că după ce am testat tot acest Discovery Kit, am ajuns să-mi cumpăr două parfumuri din acesta, de la această casă, și o să mai cumpăr unul la un moment dat. Și parfumul pe care mi l-am cumpărat în urma testării Discovery Kit-ului a fost acest Wild Vanilla Orchid. Wild Vanilla Orchid, nu are rost să spun, este un parfum pe care îl ador, este un parfum la care mi-a rămas gândul, este un parfum extrem de persistent și da, este un parfum care eu cred că își merită banii și este altceva. Dacă vrei să testezi parfumuri un pic ieșite din tipar, în sensul că nu sunt atât de comerciale, pentru că în ziua de astăzi sunt foarte multe parfumuri comerciale și cred că lumea se duce doar înspre ele, pentru că toată lumea vorbește despre ele. Ei bine, eu încerc să fac altceva, eu încerc să descoper diamante pe care să le împărtășesc cu voi. Ei bine, după acel Wild Vanilla Orchid, mi-au mai rămas în cap două. Acest Arizona Bloom și Electric Rhubarb. Electric Rhubarb pe care în final l-am cumpărat după ce mi s-a terminat mostra. Vedeți, am testat foarte bine mostra și am hotărât că îmi doresc să-l cumpăr pe acesta, care este și el un parfum luminos, este un parfum cu rhubarbă. E un parfum care pe mine mă duce cu gândul la distracție. E un parfum foarte luminos, eu îl văd ca fiind un parfum de vară foarte bun, pentru care mi se pare că are un iz așa sărat în el și nu mi se pare că nu este un parfum care nu-și merită banii, ci din contră este un parfum foarte fain pe care ai putea să-l ai în colecția ta și dacă nu mă înșel, în cazul în care nu-ți dorești 50 ml de parfum, există și varianta de 10 ml, varianta de poșetă, care cred că se găsește și în Sephora. În final, parfumurile spre care m-am dus sunt exact parfumurile care pe foaia mi-au plăcut. Și din punctul ăsta de vedere m-a salvat acest Discovery Kit care a costat sub 100 de lei. Deci el m-a salvat în a nu cheltui vreo 1000 de lei. Deci asta e foarte tare. Bun. Un alt Discovery Kit, de data aceasta un Discovery Kit al unui parfum, al unei case de nișă, nu se găsește în România, este o casă italiană, această casă se numește Il Profumo și ea a venit așa, este o cutie și în cutie sunt băgate toate parfumurile lor. Ce nu-mi place la acest Il Profumo, eu v-am mai, de fapt nu știu dacă m-am mai vorbit cu el, este chiar și la acesta un an de când îl am. Ce nu-mi place este că sunt genul ăsta de mostre, care nu au pulverizator și sunt din acelea cu bețișor standard, nu-mi place absolut deloc acest tip de mostră, motiv pentru care nici nu am apucat să testez altceva în afară de parfumul pe care vreau să mi-l cumpăr de la ei, și anume Caramella di Amore. Caramella di Amore este un parfum, așa cum îi spune și numele, gurmand, un parfum dulce cu note de caramel, este... Vă arăt și pulverizatorul. Pulverizatorul este din acela tipic ca cele de la Avon.
Ăsta e un parfum dulce. Și cam atât. Ori nu sunt eu atât de cunoscătoare a parfumurilor de nișă și sunt mai degrabă comercială, ceea ce se poate, nu spun că n-ar fi adevărat, însă acest parfum costă 130 de euro. Iar Discovery kit-ul lor m-a costat 33 de euro. Să cumperi un parfum Blind Buy cu 130 de euro. E un pic cam... am făcut și prostii de genul ăsta, nu zic nu, însă mă bucur foarte mult că am reușit să găsesc doar Discovery kit-ul, pentru că eram super tentată să-mi cumpăr acel parfum, acest Caramela di Amore, care concret nu spune nimic în momentul ăsta. Deci un an mai târziu încă nu-mi spune nimic. Exact în momentul în care l-am testat nu mi-a spus nimic, însă nici acum nu spune nimic. Așa că o altă dată în care Discovery kit m-a salvat de la a arunca niște bani pe fereastră. Pentru că în final nu o să-mi cumpăr nimic de la Il Profumo, pentru că parfumurile lor mi se par prea scumpe pentru ceea ce ofer. Bun. Mai am aici, în această cutie de... a fost o cană parfumă, o cană aici, o cană cu motive de Crăciun. Aici am două tipuri de Discovery kit-uri. Primul dintre ele este de la Le Parfum du Rosin. Le Parfum du Rosin este tot un brand franțuzesc de parfumerie. Eu am comandat Discovery kit-ul lor exact în pandemie. Le Parfum du Rosin, wow! Este un brand de parfumuri extrem de feminin, extrem de franțuzesc, aș putea spune. Ei au niște parfumuri în care predomină trandafirul universelului combinații. Le Parfum du Rosin, ca și casă de parfumuri, este o casă destul de veche în lumea parfumeriei și parfumurile lor sunt chiar frumoase și eu cred că își merită banii. Ei bine, din colecțiile lor, eu am comandat și am primit într-un... nu mai am poza, însă cred că pe Instagram reușesc să o găsesc. Ei au niște... modul în care s-a creat Discovery kit-ul lor era foarte frumos. Mie mi-au trimis mostrele lor și mi-au scris chiar și un biletel de mână, ceea ce mi s-a părut extrem de personal și asta e foarte fain. Parfumurile de la Le Parfum du Rosin le puteți găsi sau erau la un moment dat în butic, în parfumerie, însă eu acolo când m-am dus nu era decât unul și anume Balerina, pentru că parfumurile inspirate din de la această casă, pe lângă faptul că sunt foarte frumoase și au trandafiri în ei, au și niște nume foarte drăguțe și unul dintre ele era Balerina, era roz, avea un fel de un mic, ca un fel de mic tutu în, la capac și am vrut neapărat să testez și celelalte balerine pentru că erau mai multe tipuri de balerină și uite așa, eu m-am îndrăgostit de Balerina numărul 4, este acesta. Încerc să nu mă dau foarte mult cu el pentru că ăsta este un parfum floral, dar are și ceva cremos în el. Ăsta este un parfum pe lista mea de preferințe, Le Parfum du Rosin, un alt brand foarte frumos, ingenios și foarte plăcut, spre care eu mă îndrept și chiar o să-mi cumpăr la un moment dat acest Balerina numărul 4. Bogdan, te rog, nu mă mai întrerupe, încerc să filmez, te rog frumos, lasă-mă, am și uitat ce am vrut să zic. Un alt... Un alt brand spre care am dat din greșeală, de la care am luat Discovery kit-ul, s-ar putea să-i pocesc numele pentru că habar nu am cum se pronunță, Onscad. Această casă de parfumuri este tot o casă franțuzească, dacă nu mă înșel. Această casă a apărut, are doar 3 parfumuri și a apărut, sau cel puțin eu am dat peste ea anul acesta, primăvară, și aveau ca preț de lansare, nu știu neapărat dacă ca preț de lansare, ci aveau posibilitatea să... ca tu să-ți comanzi fără transport, deci doar dacă vrei să-ți comanzi mostrele în poștă, și costa 18 euro. Și uite așa mi-am comandat eu acesta. Ele sunt 3 parfumuri, inspirație a anilor 30, a anilor 50 și a anilor 80. Hai să vedem dacă faceți anii 80. Da, deci ele sunt așa. 30, 50, 80 și fiecare dintre ele ar trebui să inspire ceea ce era predominant în materie de parfumuri în acea perioadă de anilor. Hai să vedem.
Anii 30 sunt niște ani în care zic eu că predomina pielea. Da, e un parfum extrem de pielos, e un parfum în care se resimte pielea din plin. E un parfum interesant, însă mie mi se pare că e un pic cam scump față de ce, pentru ce oferă și aici mă bucur pentru că pe internet mă tenta foarte tare să le cumpăr pe toate. Anii 50, acum l-am pulverizat, anii 50 înseamnă Chanel, anii 50 înseamnă note aldehidice, note verzi, mă duce cu gândul la Chanel numărul 19. Ăsta dintre toate trei mi-a plăcut cel mai mult, deci anii 50, însă nu mi-a plăcut atât de mult încât să fiu dispusă să dau banii pe el. Și anii 80 din nou cred că însemna piele. Oh, anii 80 înseamnă foarte mult alcool. Da, deci încă o dată am fost salvată de către Discovery kiturile lor, pentru că, după cum vedeți, nu am pulverizat foarte mult din ele, pentru că nu m-au încântat atât de mult. Dar dacă ar fi să primesc cadou unul dintre acestea trei, aș vrea să primesc cadou anii 50, pentru că a fost singurul care mi-a plăcut. Bun. Acum, cred că Discovery setul care mi-a plăcut cel mai și cel mai mult, bine, dacă e să mă gândesc, cred că a fost și cel mai scump, este cel de la Boho Boco. Discovery kitul de la Boho Boco arată așa. Și aici este foarte fain pentru că am primit un mesaj scris de mână în care mi se spune câte ceva despre fiecare parfum și cred că mi se pare că Discovery kitul de la Boho Boco a fost cel mai îngrijit dintre toate și avem aici toate parfumurile lor. Cum am luat eu contact cu Boho Boco? O vecină de-a mea mi-a vorbit despre Wet Cherry Liquor pe care el are, sau nu, nu, mi-a vorbit despre Red Wine and Brown Sugar pe care el are și îi place foarte mult și mi-aminteam că am testat și la ea și am văzut și în altă parte și mă gândeam, hai totuși să încerc și am văzut că există această posibilitate de a-ți cumpăra Discovery kit-ul. Eu eram pe punctul de a-mi cumpăra Red Wine and Brown Sugar pentru că ăla mi se părea cel mai interesant, însă mă bucur foarte mult că mi-am cumpărat Discovery kit-ul, a fost 33 sau 39 de euro, nu mai țin minte. Și testându-le pe toate, vreau să vă spun că cel mai mult și cel mai mult îmi place Dark Vinyl Musk. Deci, parfumul ăsta este atât de ieșit din tipar, este și mauve, dacă îl vedeți. Să văd unde mai pot să mai dau, unde nu sunt dată cu parfum. Deci la acesta, când o să mi se termine mostra, o să-l cumpăr. E un parfum care are musc în el, însă e întunecat, exact așa cum îi spune și numele, dark. Este dark, are o notă un pic plasticoasă. Mă gândesc că exact așa miroase într-o casă de discuri, în studiouri. Deci, nu știu, e un parfum încântător. Este foarte frumos. Deci, din absolut toate parfumurile acestei case, pentru că ele sunt multe și au mai ieșit două între timp, cel mai mult mie mi-a plăcut Dark Vinyl Musk. Deci imaginați-vă dacă era să-l caut, să le cumpăr pe fiecare, prima dată aș fi cumpărat Red Wine and Brown Sugar pentru că acela mi-a plăcut cel mai mult din discuțiile cu vecina mea și din ce am simțit la ea, însă, de fapt, pentru gustul meu în final, este acest Dark Vinyl Musk. Deci da. Bun, și cam asta este experiența mea cu Discovery kit-urile. În prezent sunt în testări cu un parfum pe care l-am, cu o mostră pe care am primit-o cadou de la o parfumerie nouă, ei sunt de 4 ani în București, însă nouă pentru mine pentru că am descoperit-o joi și el se numește Sunset Hour, acest parfum, și abia aștept să vă povestesc despre el. Cred că o să vă placă și vouă la fel de mult cum îmi place și mie. Și la ei am văzut că există la acea parfumerie din București care se numește Rosamundi. Acolo există două Discovery kit-uri pe care o să mi le cumpăr și o să vă povestesc la momentul oportun despre ele. Bun, cam atât pentru astăzi. Pa, pa!